Pentru prima dată, o formație rock românească face un cadou inedit admiratorilor săi, oferindu-le două evenimente diferite într-un weekend întreg. Momentul este unic în felul său, ținând cont de faptul că de la Oradea la București este o distanță mare, iar formația, celelalte cuvinte, ajunge rar prin București. Acolo, la Oradea, se află acum Călin Pop, vocea, chitara, dar și unul dintre compozitorii trupei, celelalte cuvinte. Te salut, Călin! Vă salut pe toți! O să te rog să prezinți tu cele două spectacole marca celelalte cuvinte de sâmbătă și duminică. Sâmbătă de Sfântul Nicolae, în 6 decembrie, va avea loc sărbătorirea de 20 de ani de la lansarea albumului Armageddon în clubul Fabrica, iar duminică, pe data de 7 decembrie, este vorba despre un concert de lansare a primului album live al trupei celelalte cuvinte, numit Trup și Suflet, atât pe DVD cât și pe CD audio, reprezentând concertul cu același nume de acum un an, susținut la Cinema Patria în București. Ce reprezintă albumul Armageddon pentru istoria voastră de peste 30 de ani? Albumul Armageddon este o piatră de hotar în cariera trupei. Este primul album care a nimerit, conform vremurilor, o reclamă într-adevăr bună, pentru că se știe că, în general, și în vremea lui Ceaușescu erau alte probleme, nu se prea putea promova. Acum s-ar putea promova, dar nu este comercial. Așa că în 94 totuși am prins o vreme, să spun așa, foarte potrivită, fiind în același timp și primul nostru CD din cariera trupei și prima casetă, s-au scos și tricouri. Ce v-a determinat să lansați albumul Trup și Suflet Acoustic Live duminică seara la Hard Rock Cafe? Păi noi am vrut să facem în primul rând două aniversări diferite, iarăși albumul acesta acustic trebuia să se întâmple în două concerte, fiind două evenimente separate, l-am prezentat total separat, în locurile potrivite, zicem noi, omul potrivit la locul potrivit, la fel și albumele. Totuși aș vrea să revin la un singur lucru, faptul că Armagedonul apare și el într-o ediție aniversară pe un CD audio, un fel de reeditare, dar de data aceasta remasterizat la parametrii actual tehnologici din 2014. Spune-mi, Călin, ce crezi tu că ține în viață spiritul rock-ului de tip celelalte cuvinte? În primul rând, iubirea pentru muzică, deci dragostea de a cânta și mai ales și în ultimul rând, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, din toate punctele de vedere, în viața de zi cu zi, lucruri care reprezintă o adevărată și nesecată sursă de inspirație. Mulțumesc, Călin Pop, ne vedem odată sâmbătă seara în Club Fabrica și a doua oară duminică seara la Hard Rock Cafe. Succes! Mulțumesc și vă așteptăm cu drag!